Sabina, povestește-mi un pic ce îți place să faci așa în timpul liber, când mai ai timp liber. Anunța care timp liber? Mă ocup de copii, sigur. Mergem la plimbare, mergem, avem Felixul, băile Felix acolo aproape, mai mergem în Felix. Și că tu erai foarte... Mergem la bunici. Foarte aranjată când erai în liceu. Nici nu vreau să mă gândesc cum îți aranjezi fetițele. Da, cred că atâta stai de capul lor, le faci coditele, da, le, așa, da, le chinui în sensul ăsta. Dar ca orice mamă, cred că orice mamă, mai ales mamele de fete, cred că tu știi, țin neapărat să fie fetele cu codițe, cu fustițe, cu rochițe, ca așa, cum se îmbracă fetițele, orice fetiță de obicei. Mă repet, le iubesc foarte mult și mă mai întreabă mămicile pe stradă, vai, doamnă, dar câți ani aveți? La ce vârstă ați avut fetele? Da, după 20 de ani, oricum, dar nu-mi pare rău. Nici să nu-ți pare, nu-mi pare rău. Ar fi culmea să-ți pare cred rău. Că sunt într-o minte cu ele, cred că creștem împreună. Da. Și te-ai gândit să faci o lansare a CD-ului? Sigur că mi-ar plăcea și mi-ar plăcea să o fac aici la Bistrița. Sau la Leșu, de ce nu la Leșu? Sau la Leșu, de ce nu? Sigur, cu toți prietenii mei dragi. Te-ai vide pe acum, nu știu odată, sigură, dar... Cu mare drag. Sper să reușesc să fac o lansare. Mi-ar plăcea foarte mult. Și cu cine ți-ar plăcea să o faci? Cu ce interpreți? Acum nu știu cine ar veni. Nu știu cine ar veni, scumpa mea, dar... Bineînțeles că mi-ar plăcea, îmi place foarte mult, uite, domnul Aurel Tămaș, foarte mult. Îmi place și doamna Matilda Pascal cu Jocărița, îmi place muzica ta și acum nu vreau să o spun așa de dragul de a o spune pentru că sunt în emisiunea ta. Sunt foarte mulți, n-aș vrea să... Oricum, cred că leșenii ar fi foarte mândri. Doamna Mărioara Precub este consăteanca mea dragă. Sigur, consăteanca și a fost prezentă la noi în emisiune. Da, și mă ajută foarte mult cu sfaturi, cu... Deci așa, le cer sfaturi, de nu ești... Le cer sfaturi oamenilor, nu ești... Haide, cum? emotivă, nu ești rușinoasă, le cer sfaturi, intri imediat doar în contact. Acum, referitor la bunica mea, ai atins un punct sensibil, de aia mi-au dat lacrimile, dar sunt destul de îndrăzneață și de vorbăreață de obicei și îmi place să cred că sunt descurcăreață. Deci dacă știi că meseria asta ai nevoie să fii îndrăzneață, mă duc acolo și mai ales în lumea de astăzi. Da, ce... Îmi spun punctul de vedere, întotdeauna am fost așa. Așa. Eu stau așa la locul meu, dacă mă bagă cineva, mă bagă, dacă nu, iar e bine, dar nu știu, uite, nu știu în meseria asta e bine să fii îndrăzneață. Nu știu cum e mai bine. Bine, acum, în limita decenței și a bunului simț, nu-ți închipui cum că... Cum ți-e felul, bineînțeles, dar da, e foarte bine dar, dacă... Nu, vezi tu, te-ai gândit că o să treci și peste obstacole în această meserie? Ești pregătită? Deja, dar de la primul, cum să spun... La primul impact care l-am avut cu un realizator anume, nu vreau să-i dau numele, m-a dezamăgit și m-a descurajat atât de tare că m-am dus acasă, am luat un alt tramvai decât cel pe care trebuia să-l iau. Foarte, foarte, foarte tare m-a descurajat și cumva am rămas așa cu un gust amar, dar mi-am revenit. Nu, m-am discutat cu soțul meu și mi-a zis, dar tu ai crezut că așa merge, că toată lumea o să-ți întindă ție coborul roșu, stai liniștită, că o să ai și parte și de întâlniri cu oameni de genul acesta. Dar bine, este foarte bine, repede. Oamenii nu trebuie neapărat numai să te laude. Trebuie să-ți spună și ceea ce nu faci bine, de asta nu înseamnă că trebuie... Nu a fost vorba de asta. Nu trebuie să te descurajeze. Persoana respectivă nici măcar nu m-a lăsat să deschid gura, să-i cânt, să-i fredonez ceva sau să-i pun o înregistrare. Nu i-au plăcut textele mele și punct. Atât. Și... Cum să zic, nu poți să fii pe placul tuturor. Nu poți să fii pe placul tuturor. Pentru că niciun om din lumea asta nu este... Până la urmă mi-am dat seama că lumea nu se sfârșește cu un singur moderator. Și nici bunul Dumnezeu nu ia, sigur. Da, ne-a mulțumit singur... pe oameni și da. Ce așteptăm să-i mulțumim noi? Cu un singur realizator de emisiuni folclorice și mergem mai departe.
Bineînțeles. Sigur că nu pot să fi pe era de acolo, de la, din Oradea, am și eu curiozitate. Da, dar mai mult nu pot să spun. Bine, atunci o să te invit să ne mai cânti un cântec, da, după care drag revenim, mai povestim și uite că trece timpul încet, încet și imediat trebuie să ne luăm la revedere de la toți telespectatorii noștri, dar telespectatorii noștri, uite că mă știi bâlbăi, dar mai avem un pic, dragi telespectatorii, încă putem lua telefoanele dumneavoastră, mai putem povesti, iar acum să ascultăm pe invitata noastră, pe Sabina Leonte Alb. Ascultat-o pe Sabina cu o melodie foarte frumoasă. Să știi că îmi place foarte mult CD-ul tău și toate melodiile de pe CD și mi se par niște versuri foarte potrivite, de sat, niște versuri adevărate, de folclor. Mă bucur că nu știu ce a avut doamna aia sau domnul ăla, nu-i dau dreptate din punctul ăsta de vedere. Dar vreau să te întreb, mai cânt și alte genuri muzicale? În afară, sau îți place un gen anume? Da, îmi place și muzica ușoară și muzica de petrecere și lucrez de zor la un repertoriu pentru nunți și sper să fie bine și să-mi și iasă ceva. Tu știi mai bine decât mine că... Bineînțeles, trebuie să muncești un pic. La nuntă trebuie să cânți și altceva. Trebuie să cânți multe și altceva, da, și alte zone. La televizor, bineînțeles, la televizor este un lucru, pe internet afișezi un lucru, iar la nuntă trebuie să faci pe plac omului și să cânți absolut tot ce se cere, să faci pe plac omului. Nu avem ce face și avem un telefon, o doamnă de la Gledin, îi spunem bun venit. Bună seara. Bună seara. Anuchița. Bună seara, doamna Anuțica. Aș vrea să fac o dedicată specială. Cu drag. Bună seara, invitatei. Bună seara. Pentru soțul meu, care pe data de 3 împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani și din partea noastră. Din partea soției, a fiicei Felicia și a fiului Florin. Cum trăiți cu soțul? E o minie de treabă, merită un cadou de ziua lui. Da. Deci o să-i faceți un cadou de ziua lui, merită. Pentru socrii de la Lunga Ilvei. Da. Pentru surori, Albina de la Sieut, Măreara de la Bătava și Ioane de la Morărea. Și pentru mătușa Viorică și pentru verișoare, pentru toate neamurile și vecinii. Cu mare drag, vă dedicăm toate cântecele din această seară și tocmai ați făcut un cadou muzical soțului dumneavoastră.
Da, mulțumesc. La revedere. Sănătate multe, Doamne ajută, la, la revedere. La revedere. Ce planuri de viitor ai? Sigur că toate sunt legate de, de cântec, de cariera, de cariera, de cariera artistică. Nu am obișnuit să spun de cariera artistică. Mi-aș dori să... Te gândești să particip la mai multe emisiuni? Da, mi-ar plăcea sigur să merg la cât mai multe. Acum, în limita posibilităților, tu știi cum merge piața și cum merg lucrurile. Sper să reușesc, măcar pe fiecare post de televiziune să particip la cel puțin o emisiune, sper. Nu pot să îmi promit eu personal foarte multe deocamdată. Până acum nu ai fost la posturi naționale, nu. Decât aici, în zona noastră. Decât aici, da. Dar îți dorești să mergi, da, nu? Sigur că da, sigur. Eu cred că cu cât promovez mai mult un material, cu atât mai bine. Și la posturile naționale au ocazia și restul oamenilor să te vadă și să e foarte important să constați dacă le place muzica ta sau nu. Bineînțeles. Oamenilor trebuie să le placă muzica, posturile sunt private, povesti și despre da. Asta. Un domn de la Gledin, pentru că suntem foarte ascultați la Gledin. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș vrea și eu o dedicație. Sigur, cum vă numiți? Bono Levente. Vă ascultăm! E ceva, o melodie cu... Cu invitata! Ei, se pare că s-a întrerupt legătura cu invitatul. Domnul n-are de ales acum! Sigur, așa e! Te rog să te pregătești să ne mai cânți un cântec. Sau mai așteptăm 2 minute, mai povestim 2 secunde, sigur, după care o să ne cânt și cântecul, ultimul cântec din această seară, din păcate. Care vreau să dedic socrilor mei. Foarte repede timpul. Este cântecul din... Da, este cântecul din Bihor, pe care l-am compus cap-coadă, muzică și text. Și... sper să am succes cu el și acolo, la a doua mea casă, pentru că eu când spun acasă spun clar Leșu Bistrița, dar sper să fie o piesă de succes. Cu siguranță o să și fie. Acolo. Și acolo, bineînțeles, pentru că, uite, și acolo ești în zona lor și trebuie să cânti muzica, da, lor. Te-ai gândit să colaborezi cu vreun ansamblu artistic de acolo, din Oradea? Deocamdată nu cunosc foarte, foarte mulți oameni. Abia acum am început să leg prietenii, dacă vrei, sau să-mi fac cunoștințe în domeniul ăsta. Ar fi foarte bine să colaborez cu un ansamblu pentru că capeți mai multă experiență. Sigur că da. Și eu, fiind la început, am nevoie de experiență și bineînțeles. De foarte multe. Dar așa, în schimb, îți place muzica din zona... Da, Oradiei. Ascult, îmi plac Floricile Bihorului, îmi place foarte, foarte mult Simona Costin, este în lista mea de preferințe, este o fată foarte talentată, tânără și foarte frumoasă și are o voce deosebită. Bine, atunci o să te rog să... L-a cântat. L-a cântat, ultimul cântec din această seară, după care revenim, mai povestim și ne luăm la revedere de la toți telespectatorii noștri. Hai, lili, lili, răui, Doamne, las-o cri, hai.
așe. Ai, Lili, Lili, numai bine linii-l vre. Ai, Lili, Lili, la nepoți grijale o poartă. Ai, Lili, Lili, și-i mândră că are fată. Ai, Lili, Lili. Am ascultat-o pe Sabina Leontial cu o melodie foarte frumoasă dedicată soacrelor. Văd că aici o lauz în cântec foarte mult pe soacra ta. Da. Merită laudele, merită, să înțeleg. Merită, da, merită. Merită. Nu vreau să mă repet, dar mai spun o dată că mă ajută foarte mult. Indiferent despre ce ar fi vorba, foarte mult ne ajută. Foarte bine că te sprijină și este de partea ta. Pentru că vezi tu, în ziua de astăzi, acum eu nu știu că încă nu că n-ai soacră. Dar... mai aud așa și povești. Uite ce pot să spun. Ar fi îți soacră, doresc, soacră, îți doresc să ai o soacră ca a mea. Nu pot să-ți doresc mai... Eu cred că o să am o soacră foarte bună. Și eu cred. Și eu cred că o să alegi un soț potrivit. Mâncărică faci acasă, că nu ai ce face. Îți place să gătești. Vai, dar cum? Da, îmi place. Îmi place. Venind încă din clasa nouă, fiind departe de mama, de casă, am fost... Singură, ai fost nevoită. Da, fost nevoită. Și îmi place să gătesc. Nu prea pricep la prăjituri, ce-i drept. Dar în rest îmi place carnea foarte mult. Carnea să fie pe primul loc. Da, da. Soțul meu, eu sunt mai mult pe partea cu supele, soțul meu cu fripturile, cu alea, dar ne completăm și o scotem la capăt cu vă completați. Da. Și acum te pregătești în câteva zile să mergi înapoi acasă, la familie. Da, da. Cred că mama ta de-abia așteaptă să te prindă două, trei zile acasă. Da, așteaptă. Acum merg să-mi iau fetele și să vin înapoi pentru Hora Someșană. Așa și e, te așteptăm cu mare dragă la festivalul Hora Someșană și invităm pe toți telespectatorii noștri de Rusalii. O să fie foarte frumos, ați mai fost de mai multe ori și cu siguranță nu o să vă pară rău dacă veniți și de această dată. Dar uite, te invit și mâine la spectacol, la ora 6. Da, sper să reușesc să ajung cu mare drag. O să fie mari artiști Florentina și Petre Giurgi, Ionuț Fulea, Maria Dan Golban, Alin Pascal Cojocărița, Dumitru Fărcaș, puteți vedea și... Banderola. Banderola, așa e. O să vedeți ceva ce nu ați mai văzut niciodată. Chiar și pe mine o să mă vedeți într-o ipostază în care nu am mai fost niciodată. O să fie multe surprize mâine la spectacol, așa că vă așteptăm de la ora 18 să fiți prezenți. Nu rămâne decât să-mi iau la revedere de la toți telespectatorii noștri și de la tine, dacă ai un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc. Vreau să le mulțumesc pentru atenție și ție vreau să-ți mulțumesc pentru invitație și cu mare drag. Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă aflu din nou alături de tine. Noi am promis la începutul emisiunilor că o să sprijinim tinerii interpreți și chiar și pe cei care sunt la început de drum, mai ales persoane talentate. Îți doresc mult succes, debutanți, așa e, mult succes. Mulțumesc, în continuare. Mulțumesc mult pentru tot. Și numai bine. Să ne vedem cu bine. Ești binevenită de fiecare dată când crezi tu că te întorci acasă. O să vin cu plăcere. Bistrițenii o să te primească cu brațele deschise. Dragi telespectatorii, să ne urmăriți în reluare, dacă doriți. Dar până atunci ne revedem în săptămâna viitoare, tot de la aceeași oară, la emisiunea Tradiție și Folclor. Până atunci vă doresc multă, multă sănătate, că asta este cea mai importantă. Și să aveți parte numai de bucurie.